Mamele minore continuă să reprezinte un fenomen la nivelul județului Botoșani. O situație de-a dreptul inedită este înregistrată în aceste zile la maternitatea din localitate. În același salon sunt cazate două paciente, mamă și fică, ambele dând naștere unor bebeluși. Medicii unei maternități au avut parte de o situație neașteptată în momentul în care au descoperit că atât mama cât și fica sa în vârstă de 14 ani urmează să intre în sala de nașteri. Cele două viitoare mămici împart în acest moment acela salon și așteaptă cu nerăbdare să plece acasă. Conform site-ului bzii.ro, foarte mare le-a fost mirarea medicilor maternității din Botoșani în momentul în care au descoperit că o mamă și fica ei de 14 ani sunt însărcinate și urmează să nască. Din nefericire, în anumite zone ale orașului, fetele aduc pe lume copii de la vârste fragile. deoarece duc un stil de viață foarte greu. Potrivit medicilor, mama a dat naștere unei fetițe sănătoase, în timp ce fica ei de 14 ani a născut un băiețel fără probleme de sănătate. Toți cei patru se află în afara oricărui pericol în acest moment și așteaptă cu nerăbdare externarea. Oamenii legii însă au intrat pe fir și urmează să investigheze cum a ajuns adolescenta de 14 ani să rămână însărcinată. Medicii trag un semnal de alarmă pentru toate mamele și pentru toate tinerele care și-au început viața sexuală la o vârstă atât de fragedă. Se pare că numărul fetelor care devin mame înainte de a împlini vârsta de 18 ani a devenit din ce în ce mai mare față de anii trecuți.